Eu am făcut un pregătit o un suport de curs cum ar veni, dar să vedeți că voi merge foarte mult de pe lângă. În schimbă și mai dată vedere să vedeți un singur. Dacă aveți un... Asta nu știu, nu am spus. Da, țin, nu mă auziți, mă auziți? Eu pot vorbi și fără microfon. Vorbim despre carieră, vorbim despre oameni de succes, vorbim despre ceea ce ne dorim să fim. Oare ne dorim cu adevărat să fim oameni de succes? Nu știu, poate că da, poate că nu, fiecare dintre noi ne dorim. Dar ce înseamnă să fii om de succes? Să ai succes la... Să ai succes în dragoste? Să ai succes în profesie? Să ai succes la școală? Toate aceste mici elemente fac parte din succesul pe care îl avem în fiecare zi. Faptul că am ajuns dimineață la timp la școală e un succes, da? Sau faptul că am dormit mai mult, tot un succes. În funcție de cum ne raportăm la mediu, în funcție de cum ne raportăm la cei care sunt în jurul nostru, devin succesul. Mai filozofic sau mai puțin filozofic, mai scolastic sau mai puțin scolastic. Am notat aici că o carieră în domeniul medical oferă satisfacții și împliniri profesionale. Aș spune mai bine că poate oferi satisfacții și împliniri profesionale și fiecare dintre noi, în momentul în care ne-am ales această profesie, pentru că sunt convins că nu v-au învins de la spate părinții să veniți la facultatea de medicină, nici nu v-au obligat, de fapt, stat în spatele dumneavoastră să vă dicteze rezultatele la test. Și în momentul când ați hotărât că veți face medicina, ați hotărât pentru că vreți să aveți succes în medicină, vreți să practicați medicina sau vreți să ajutați un bolnav. Sau toate trei la unul. Sau că vreți să plecați în străinătate să lucrați. Mult lucru. Toate aceste argumente le putem înțelege, toate aceste argumente le putem accepta ca fiind bază, ca fiind pornire, ca fiind motivație pentru dumneavoastră și ca fiind, să spunem, o bună fundație pentru desăvârșirea dumneavoastră profesională. Am spus că, pentru a ne construi o carieră în domeniul medical, avem nevoie de pasiune și de votament. Pasiune. Dacă nu suntem pasionați de medicină, nu facem medicină. Dacă nu suntem devotați omului bolnav, dacă nu suntem devotați colegului nostru, pentru că medicina este un lucru de echipă, să știți. Nimeni nu poate face medicină singur. Nimeni nu poate să vină și să spună eu sunt singurul care știe ce se întâmplă în medicină. Eu sunt măsurătorul sau deținătorul adevărului absolut. Medicina nu este o știință exactă. Nu este, cu toate că pare foarte exact, nu este o știință matematică. Este o știință care lucrează cu sufletele oamenilor pentru a le trata boala. Și pentru a intra în sufletul omului, trebuie să fii și tu, la rândul tău, devotat, trebuie să te simtă că ești alături de el. Să urmăm cât mai multe programe de specializare. Este important. Dar nu foarte mult. Și nu în vari domenii. Să ne concentrăm pe un domeniu. În fragul că știți, în străinătate și în urma perioadă și la noi, se pun accent pe anumite zone. De exemplu, domnul ăsta să nu se arată cu un medic care tratează pacientul. Dar să fie un medic care se ocupă cu chirurg, care se ocupă de abdomen. Sau un internist foarte bun care se ocupă de pulmonologie. Sau un urolog foarte bun care se ocupă de partea renală, de fiziologia renală, fiziopatologia renală, dar care nu operează. Pot exista și astfel de situații. Munca de cercetare în lucrările științifice. Poate că nu întotdeauna când veți participa la o activitate științifică, veți avea ocazia să vedeți ceva nou. Dar vreau să vă spun că e foarte important, și din experiență vă spun, că e foarte important să vedeți și ceva rău. Să vedeți cum alt coleg prezintă un lucru rău pe care l-a făcut, ca fiind foarte bun. Dumneavoastră având o anumită experiență sau putând să vedeți ce este rău în ceea ce a făcut el și putând să vă corectați în activitatea pe care a făcut el. E necesar să aveți un mentor care să vă dea voie să faceți acest lucru. Nu un mentor care să vă spune, da, te lasă conduci. Nu. E necesar să aveți un mentor, deci, pentru că am văzut timpul să-i spună. Stai porit. E necesar să aveți un mentor și să vă alegeți un mentor care să vă încurajeze și care să vă pună în mână instrumentele pe care aveți nevoie pentru a vă desfășura activitatea.
că putem desfășura activitatea în domeniul medical. Și am spus intenționat asta pentru că nu veți practica neapărat medicină. Nu toți cei care termină facultatea de medicină practică medicină. Așa că nu toți cei care termină facultatea de inginer vor fi ingineri. De ce? Pentru că unii dintre dumneavoastră se vor duce spre management sanitate. Alții vă duce spre domeniul farmac. Deci vrea dori să fiți reprezentați medicali. Sunt foarte mulți colegi care vreau chiar din facultăți cu acest domeniu. Asta nu înseamnă că nu lucrați în domeniul medical. Lucrați în domeniul medical, dar nu practicați în domeniul medicină. Vorbim despre obstacole. Eu le-am definit că am putea să le depășim cu ușurință. Unele le depășim cu ușurință, altele le depășim. Ceea ce este însă foarte important este să dorim. Dacă ne dorim, eu vă asigur că le putem depăși. În general, când se povestește despre dezvoltarea în carieră, mi se spune că trebuie să parcurgem anumite trepte. Și dacă ne uităm în CV-ul celui care ne spune acest lucru, vom vedea că n-a parcurs niciodată acest lucru. Și a fost oarecum pașaportat în acea poziție. Și asta se întâmplă mai ales când aveți de-a face cu oameni de genul de vârsta a treia, de profesori, care au așa o aură în jurul lor și care vor să vă facă pe voi să pășiți fiecare treaptă, să nu se vizi nu opriți nicio treaptă. Eu vă spun, este important să nu opriți nicio treaptă, este foarte bine să puteți sări anumite trepte, însă este foarte important ca bagajul de cunoștință pe care aceste trepte vi le oferă să îl acumulați. Indiferent dacă ați trecut prin acel nivel sau nu. Vă spun asta, pentru că eu, real, și dacă să uitați în CV-ul meu, am făcut toate treptele, am făcut absolut tot ce se poate face, în afară de munca de brancardier pe care spun cei am făcut și munca de brancardier, dar nu ca titulatură, cum spun cei iniziale. Dar ideea este că, eu pornind de la sistem medical, am fost student la medicină, am lucrat și în timpul facultății, am fost medic, după care am fost preparator universitar, asistent, șef lucră, conferențiat, profesor. Asta a fost partea de pregătire strict medicală. Am făcut și muncă administrativă. Am fost manager de spital, am fost șef de secție, am fost director general al Ministerului Sănătății, am fost secretar de stat al Ministerului Sănătății. Asta nu înseamnă că poate nu am să nici o anumită trepte. Poate că am să nici o anumită trepte. Însă, ceea ce este foarte important este să știi, în momentul în care mergi în carieră pe o treaptă superioară, să știi să-l respecti pe cel care este în spatele tău. Și asta nu numai datorită faptului că ai trecut tu pe acolo, ci pentru că face parte din echipa ta și pentru că în momentul în care tu lucrezi, nu i-a fost suficient de respect, pentru că te va salva. Mai mult sau mai puțin voi. Mergem mai departe. Studiul periodic. Învățați, învățați, învățați. Tot vă spun de asta. Și mi se pare, mai ales celor care veniți la din facultate, mi se pare că am adus o facultate, dacă învățăm în sesiune, învățăm aia 2-3 zile înainte de examen, temeinic, și a doua zi după examen, am uitat temeinic tot ce ați învățat. Și cred că sunteți de acord, bine, mai este că am trecut peste examen de la temeinic, sau poate să fie și profesor. Nu e important să acumulăm o cantitate foarte mare de informații, pentru că acumulând o cantitate foarte mare de informație, pierd o tonă de multă informație și reținem foarte puțin. Este foarte important să parcurgem informația și să reținem acele elemente care ne vor ajuta în dezvoltarea noastră ulterioară. În momentul de față, nu putem spune că vom lua numai elemente care țin de chirurgie. Că toți vom fi chirurgi. Nu. Nu putem spune că vom lua elemente care țin de imagistică. Nu. Nu putem spune că vom lua numai elemente care țin de oncologie. Pentru că nu știm ce vom face la momentul la care termină facultatea. Vedeți că vă schimbați opțiunea cu la specialitate, de la începutul facultății până la sfârșitul, până la finalizarea facultății, de cât să-l faceți, o să o schimbați de 2, de 3 ori. Și opțiunea cu care v-ați rezidențiat și din facultate, o veți schimba din nou după anunțarea rezultatului la examenul de rezidențiat, dacă nu se schimbă. Ce e important, să vreau să revenim, ce e important de știut este faptul că viața dumneavoastră personală, dacă doriți să fiți într-adevăr dedicați medicină, va fi pe un plan secundar. Și asta vă poate confirma absolut oricare dintre cei care fac medicină
care lucrează în domeniul medicinii cu adevărat. În momentul în care vrei să te dedici omului bolnav, indiferent că o faci de pe poziția de management sau că o faci de pe poziția de medic la patul bolnavului, dacă dorești să fii complet vindicat, viața ta personală este pentru voi. Și vă spun de ce. Pentru că nu se rezumă tot la merge la spital dimineața, la ora 1, când a făcut el plecat acasă și el doar mai merge la contracultorul. Problemele pacienților te urmează acasă, problemele pacienților te fac să citești continuu, să studiezi continuu, să încerci să găsești rezolvare la probleme care poate încă nu au fost rezolvate, sau la particularități ale cazului care nu sunt deschise niciodată. Și atunci trebuie să te gândești, trebuie să te gândești, trebuie să te gândești. E greu să explici acasă care e motivul pentru care nu ești implicat, care e motivul pentru care nu ești atent. E foarte greu. Și o să vedeți acest lucru fiecare în experiența dumneavoastră. Să nu vă spun să vă sperii. Nu, vă spun să vă previn și să puteți să vă preveniți partenerul sau viitorul partener de viață la ce se aștepte. Pentru că așa am spus și o soție mea, dacă doresc să aibă pe cineva acasă la un fumitor, să găsunească cu un tractorist. Care este tot timpul, cât e, cât e campania agricolă, are un program mai dezordonat, îl vezi acasă. Asta e diferența. Mergem la departe. Provocări. Fiecare pacient nou, fiecare situație nouă este o provocare pentru dumneavoastră. Provocarea această provocare puteți să spună doar dacă sunteți pregătiți. Dacă sunteți pregătiți din punct de vedere profesional, nici nu discutăm acest lucru, și dacă sunteți pregătiți din punct de vedere personal. Sunt pregătiți să stau peste ore de program să-mi asist pacientul. Sunt pregătiți să stau la spital până când mă asigur că pacientul este în siguranță. E foarte important acest lucru. Așa cum v-am spus, nu trebuie să fiți descurajați de eventuale obstacole. Pentru că așa cum mi-am spus că această profesiune, această arte de îngrijire, cere multe sacrificii, oferă și foarte multe satisfacții. Și nu mă refer aici doar la satisfacțiile de ordin material. Mă refer și la satisfacțiile personale pe care le aveți, la satisfacțiile pe care le aveți în momentul în care pacientul în doar dimineața zâmbește, după ce cu seara înainte era în comă sau era absolut absent. Satisfacția pe care ți-o oferă un copil care îți mulțumește că i-ai salvat mama. Și este o satisfacție pe care nu puteți defini decât în momentul în care vă puneți, în care sunteți în situația respectivă. Vă rog să vă credeți, le spun cu tot. Și uiți tot, și oboseală și tot. Mergem la următorul. Trebuie să fiți mereu dispus să învățați lucruri noi. Nu prostii. Dar lucruri noi. Să fiți de acord cu modificările legislative. De ce? Pentru că modificările legislative pot fi în favoarea sau defavoarea noastră. Și, în general, e bine să le știți pe toate. Pentru că un medic care nu este informat este doar de jumătate. Trebuie să fiți deschis, răbdător și dedicat. Deschis. Trebuie să știți să-l ascult pe fiecare fiecare pacient al tău, pe fiecare coleg al tău, pe fiecare om cu care interacționezi, indiferent dacă îți va fi sau nu va fi pacient, trebuie să știi să-l asculți. Vă rog să vă credeți că este foarte important, mai ales ca și clinician, să-ți asculți pacientul, să-l lași să vorbească. Nu să-l lași să povestească despre vecinii lui sau despre ce a făcut el acum, dar să-l lași să povestească despre boală, despre ce simte el. E absolut total greșit să lași pe pacientul să-ți intre în cabine, să spună, doamne, nu știu, să spune că doare cap. A, știu, sigur. Ai simțit sau vă sau, probabil că știți, bancul zice ce bun, dar doamne, știu ce, domnul doctor zice, mă rugă foarte tare. Da, nu zice, dă ceva, la doamne. Și zice, al doilea zice, doamne, zice, doar foarte tare, mai nimic, nu știu, doar foarte tare. Și zice, al treilea, domnul, tot cu doamne, mai zice, discută, zice, rotare foarte domnule. Nu am nimic. Nu am nimic. Am văzut din copac. Deci te-am făcut în fund. Nu se duc din copac. Trebuie să lași să spun. Ce-am pățit. Ce îl doare. Bine, nu e foarte multe comparație, dar trebuie să lași să spună ce vine la mine.
doar cel care îl deranjează cel mai tare, dar dacă n-ar să-ți povestească, îți șoptește diagnosticul și tu nu mai trebuie să-ți pui minte la contribuția atât de mult sau poți să te focalizezi pe o anumită zonă în care să cauți. Energia zilnică și motivația. Mi-am spus că toate aceste lucruri provin din bucuria de a ajuta. E greu în zilele noastre să spui acest lucru și e greu să trăiești acest lucru. Dar vă rog să mă credeți că aceia dintre dumneavoastră care vor vrea cu adevărat să facă medicină și vor face medicină cu adevărat, vor să spui acest lucru și vor să abține ceea ce v-am spus eu. Perspectivele și oportunitățile unei cariere în domeniul medical sunt variate. Sigur că depinde foarte mulți factori. Depinde foarte multe împrejurări. Depinde foarte mulți oameni. Și este total greșit să spui că eu singur îmi făuresc viitorul. Eu singur îmi făuresc cariera. Nu e adevărat. Totul depinde de oamenii cu care interacționez, totul depinde de cei care îți sunt mentori, totul depinde de cei care te îndrumă și de cei care te lasă să lucrezi. Pentru că în momentul în care ai un profesor foarte bun, care ține niște cursuri absolut strălucitoare, absolut brilliante, dar nu trebuie să faci nimic, nu trebuie să faci nimic practic. Prefer să ai un alt profesor, care nu este chiar atât de bine pus la punct în ultimele noutăți în domeniu, în schimb îți arată practic. Să simți, să simți tu pulsul, să simți tu că ai înțepat vena respectivă, să simți tu că ai pus urechea, ai pus stetoscopul pe tectul respectiv și ai auzit un anumit freamăt sau un anumit lucru pe care celălalt îți descrie foarte salat. Și este diferență între auzit tu cu urechile tale, a vedea tu cu ochii tăi și a ți se prezenta. Optimismul calm. Trebuie să fiți optimiști întotdeauna. Indiferent cât de catastrofic vi s-ar părea, trebuie să fiți optimiști. Dacă sunteți optimiști și dacă considerați că numai faptul de a fi bolnav este o problemă, atât pentru tine ca și medic, cât și pentru cel care este în fața ta, poți să treci peste orice. Poate că pare un pic abstract, dar o să vedeți că dacă vă înarmați cu optimism și dacă vă înarmați cu un zâmbet, să vă zâmbiți și dumneavoastră dimineața în dimineața. O să treceți mult mai ușor peste absolut orice greutate care se va părea cu suportare. Calm. Trebuie să fiți calm pentru că aveți de-a face cu două categorii extrem de periculoase din societate. De periculoase cu nimeni. Una, doctor. Se spune că atunci când prima dată a făcut un doctor, într-un spital, dracu' i-a adus un coleg. Și, din păcate, nu întotdeauna și nu în toate mediile se înțelege noțiunea de colegialitate și noțiunea de echipă medicină. Acesta este motivul pentru care trebuie să vă păstrați calmul, chiar și atunci când vi se pare că cineva încearcă să vă calce în picioare. Și să vi se vor întâmpla aceste lucruri de fiecare dată când veți încerca să faceți ceva nou sau ceva bun. Eu am să vă dau un exemplu trăit de mine. Nu dau niciun nume, mă aflam într-o secție și am recomandat un tratament unui pacient. După ce am plecat eu de acolo, un alt coleg a schimbat tratamentul recomandat de mine. Și a spus, domnul coleg, eu am recomandat, eu consider că ăsta este tratamentul. Zice, așa consider tu, dar eu decide. Și atunci n-am ce să fac, decât să spun deocamdată și să plec. Dar ca atitudine n-a fost corect, pentru că pacientul a fost tratamentul recomandat de colegul meu, care eu am considerat că este bun. În mod normal, trebuia să păstrez calmul și să încerc să mă rog, era folosul pacientului. Ceea ce este foarte important este să nu vă pierdeți cumpături și să nu reacționați violent atunci când vi se întâmplă astfel de lucruri. Cealaltă categorie sunt oamenii bolnavi, pacienții. Pacienții, chiar dacă ei sunt oameni foarte buni în viața de zi cu zi, în momentul în care ajunge pe un pat de spital, devine iritabil, devine nervos, devine nemulțumit. Absolut orice îi face, el este nemulțumit. Și trebuie să găsești calea de comunicare cu el în așa fel încât să-l faci să lucreze cu tine, să aprecieze ceea ce
ce faci tu, pentru că deja mai dai noi de medicamente, dacă el nu te simte cu sufletul alături de el, dacă el nu te simte că tu pui sufletul în el și că îți dorești cu adevărat să se vindece, se va vindeca mult mai greu. Nu zic că nu se va vindeca, dar se va vindeca mult mai greu. Un prieten de-al meu spunea că un medic, un pacient se vindecă datorită sufletului doctorului. Și o să vedeți, sunt doctor foarte bun, care vorbesc cu pacienții de la lor, care nu discută cu ei, care nu socializează cu ei. Pe de o parte pentru că sunt foarte mulți, pe de o parte pentru că suntem îngropați în tot felul de burocrații, dar pe de altă parte pentru că suntem pe undeva deasupra, levitează așa deasupra secției, și noi toți ceilalți stăm așa și ne uităm ca la muzeu. Este absolut, absolut, absolut de neconceput un astfel de comportament și absolut condamnabil. Și este bun, nici pentru el, și dedică pasiunea și priceperea, astfel încât rezultatul nu de să se fie cu precizia, capacitatea de a lua decizii. Da, într-adevăr, e necesar să iei pentru decizii, dar pentru că trebuie să ai niște cunoștințe. Pentru că dacă nu ai cunoștințe, nu poți să iei decizii. Dacă nu ai cunoștințe, te duci și o carte. Nu e o greșeală. E mult mai corect să iei o carte sau să soliciți sfatul unui coleg sau ajutorul unui coleg, decât să iei o decizie greșită. Dacă ți se pare că decizia pe care urmează să o iei este greșită, nu ți se pare, este de preferat să iei o carte. Sau să o iei care trebuie să-i vadă de tine, dar îți va da ajutorul respectiv pentru că este medic și pentru că trebuie să arate pacient. Nu trebuie. Stenogramele. Suntem medici pentru că ne-am dorit. Vom face foarte multă birocrație pentru că vom ajunge să tratăm pacientul. Vom face foarte multe lucruri care se vor părea absolut inutile. Vom intra în situații în care vom considera că nu merităm să ne întrebăm. Că am muncit prea mult pentru a ajunge medici, pentru a fi puși în astfel de impostanță, foarte important însă să vă înarmați cu răbdare. Să înțelegeți că cei cu care interacționați, din păcate, nu sunt mașini. Sunt fericit. Dacă ați fi inginer și ați lucrat cu jurul și ați strica, o puteți reface. Din păcate, un om nu se poate face. Și sunt anumite organe în corpul nostru care nu au voie să deschidă. Sunt anumite lucruri pe care, dacă le spunem, produce lesiunile sufletului pacientului atât de grave, încât poate că vor conduce spre decesul acestuia. Sau poate că vor conduce spre îndepărtarea acestuia de sistemul medical. Și acest lucru se întâmplă în mod frecvent, în viața publică, poate că ați văzut, se produce o blamare a medicii. Nu prea aveți ce să faceți mare lucru din punctul său de vedere. Asta e treaba noastră a oamenilor politici, să încercăm să schimbăm această imagine. A celor care provenim din zonă. Dumneavoastră ce puteți să faceți este să fiți un exemplu acolo unde vedeți, să fiți un exemplu atât pentru colegi, cât și pentru pacienți. Pacientul când pleacă acasă să spună, am întâlnit un doctor tânăr, sau un doctor mai vârstnic, sau am întâlnit un om. E foarte important să spună, am întâlnit un om. Pentru că, dacă spune, am întâlnit un om, cei care îl vor asculta, se vor întoarce la tine. Spun de multe ori că prefer să refuz, eu făcând și chirurgie estetică, prefer să refuz un pacient pe care îl văd din start că va fi total de mulțumit de ceea ce îl face eu, decât să-l operez și să am un pacient nemulțumit de faptul că am operat. E foarte important acest lucru să-ți cunoști limitele. Este foarte important să cunoști, să recunoști un pacient care are așteptări de la tine pe care tu nu le poți îndeplini. Sau, în faptul ce vorbesc despre problemele de, nu vorbesc despre urgență, nu vorbesc despre bolile cronice, ci vorbesc despre problemele de medicină la cerere. Este însă foarte important să încerc
să discutați ca de la suflet la suflet cu pacientul. Să discutați ca de la om la om. Să uitați pentru un moment că sunteți medici și să vă puneți în pielea lui în momentul în care discutați cu el. Să știți să vorbiți cu fiecare pacient pe limba lui. Pentru că astfel vă veți încurcura foarte mult dumneavoastră activitatea, pe de o parte, și pe de altă parte, veți fi perceput ca om. Și cred că este cel mai important lucru pentru noi, cei care lucrăm cu oameni, să fim perceputi ca oameni. Să nu fim perceputi ca niște roboți, să spun ceva, care